Au venit banii de la UE pentru foarte mulți români. Sumele intră direct pe carduri. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Madră, a anunțat luni că a fost autorizată suma de aproape 126 de milioane euro pentru a fi plătită către fermieri ca subvenții pentru agricultura ecologică și măsurile de agromediu implementate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție. Pentru Agricultură. Aceste plăți vor fi efectuate în două tranșe până la 30 iunie 2023. Începând cu data de 14 februarie 2023, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, a început să efectueze plățile finale către fermierii care au solicitat subvenții pentru agricultura ecologică în cadrul măsurii 11 și care au primit deja plățile în avans în perioada 17 octombrie 29 noiembrie 2022. De asemenea, începând cu aceeași dată, API a început să efectueze plățile fermierilor care au solicitat subvenții pentru măsura 10 agromediu și climă, până la atingerea plafonului alocat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. După depășirea acestui plafon, plățile vor fi efectuate din alocarea eurei. Precizăm faptul că, până la această dată, pentru cele două măsuri din campania 2022, s-a autorizat la plată suma de 125,98 milioane euro. Din această sumă, 22,29 milioane euro provin din noul fond de urei, se arată în comunicat. Când se efectuează plățile către fermieri? Conform articolului 75 din regulamentul, CUE. Cu NR 1306-2013 din 17 decembrie 2013, plățile către fermieri pentru subvenții se efectuează în perioada 1 decembrie 30 iunie anului calendaristic următor. Aceste plăți sunt acordate în cel mult două tranșe, în conformitate cu prevederile menționate, pe parcursul perioadei specificate. Ministerul Agriculturii a făcut aceste precizări în urma solicitării făcute de către europarlamentarul Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură și dezvoltare durabilă, care a cerut informații cu privire la plata subvențiilor pentru agricultura ecologică și măsurile de agromediu, susținând că acestea sunt blocate. Potrivit reprezentanților Madâr, Afirmațiile europarlamentarului Dacian Cioloș, prin care susține că sistemul informatic pentru efectuarea plăților APEA nu este pregătit și că nu a fost contractată nicio firmă care să dezvolte modulele în sistemul de plăți, sunt nefondate și nedevărate. Afirmațiile lui Cioloș, nefondate și nedevărate. APEA a dezvoltat funcționalitățile informatice necesare pentru efectuarea plăților din Eurei în termenul stabilit prin regulamentul CUE Nr. 1306-2013. Respingem ca nefondate și nedevărate afirmațiile europarlamentarului Dacian Cioloș, prin care susține că sistemul informatic pentru efectuarea plăților APEA nu este pregătit și că nu a fost contractată nicio firmă care să dezvolte modulele în sistemul de plăți. Pentru stoparea răspândirii de informații false în spațiul public, precizăm că APEA a încheiat la data de 11.01.2023 un acord cadru pentru servicii de dezvoltare extindere și mentenanța sistemului informatic al API de gestionare a cererilor de plată, care asigură dezvoltarea, adaptarea tuturor funcționalităților informatice pentru derularea optimă și în condiții legale a schemelor de plăți. Apreciem că informațiile prezentate trebuie să se bazeze pe o verificare prealabilă a conformității cu starea de fapt a lucrurilor și să nu vizeze doar denigrarea imaginii instituției și calomnierea personalului acesteia se arată în replica Madâră transmisă a Gerpres. a mai subliniat că APIA este lider în absorpția fondurilor europene în administrația publică din România, având peste 37 de miliarde de euro absorbiți, cu o rată medie anuală a absorpției de peste 96% și peste 100 de forme de sprijin gestionate. Aceste precizări au fost făcute în contextul solicitării europarlamentarului Dacian Cioloș de a primi informații cu privire la plata subvențiilor pentru agricultură ecologică și măsurile de agromediu, pe care acesta le-a susținut ca fiind blocate. Plățile subvențiilor din fondurile europene pentru agricultură ecologică și măsurile de agromediu sunt încă blocate. Deși plata acestora ar fi trebuit să înceapă încă de anul trecut, Oamenii nu își primesc banii la care au dreptul. Aceeași situație este și în cazul ajutoarelor pentru cei care au fost afectați de seceta de anul trecut. Procesul a început greu și a avut formule de calcul greșite, iar asta a însemnat timp pierdut și agricultorii lăsați aproape de un an fără banii care li se cuvin, a scris Cioloș pe Facebook. Dacian Cioloș cere demisia Ministrului Agriculturii. Dacian Cioloș a declarat că, după un an agricol dificil, în care fermierii s-au confruntat cu o secetă fără precedent și creșteri semnificative ale prețurilor la îngrășăminte, furaje, energie și combustibil, Ministerul Agriculturii și Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură oferă încă o dovadă de nepăsare față de fermieri, pe care ar trebui să-i sprijine. Sistemul informatic pentru efectuarea acestor plăți nu este pregătit. Modulele de plată nu sunt gata. Personalul va fi sufocat de campania scurtă de primire a cererilor. Ba, mai rău. Nu a fost contractată nici măcar o firmă care să dezvolte aceste module în sistemul de plăți, a pe ea nemai având suport fit de la începutul anului. Îl aștept pe domnul ministru Daia să iasă public și să spună că nu am dreptate, cu argumente, sau să spună că e vremea să lase pe altcineva, mai eficient, la conducerea ministerului, a transmis fostul premier. Dacian Cioloș avertizează că întârzierea plăților către fermieri va avea consecințe negative asupra sectorului agricol din România, care va deveni din ce în ce mai vulnerabil. El consideră că Ministerul Agriculturii și Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură arată încă o zi în care fermierii români sunt împinși spre faliment, scrie Agerpress.